După ce a obținut mai multe performanțe și medalii la clubul unde s-a consacrat, CS Ceahlăul, Mihai Mihuț reprezintă cu brio și clubul Astra Arad. Fostul său antrenor Ioan Purcaru spune că Mihuț are un an 2015 foarte important și se poate remarca la întrecerile internaționale. Mihuț Mihai, dar nu mai e sportivul nostru, l-am dat la Arad, unde e anul lui, ultimul an de juniorat, unde eu zic că va lua medalii și la europene și la mondiale. Ați vorbit cu el, cum se simte la Arad? Cum, condiții acolo? El are condiții la lotul României. Doar că mi-a angajat-o la Astra Arad și beneficiază de toate drepturile care poți să le iei un sportiv de mare performanță. El acum a fost o perioadă în lotul de juniori, centru olimpic la Câmpul Lung, iar acum, de săptămâna trecută, l-a luat la lotul de senior. Deci se pregătește cu lotul de senior. Că el, luna viitoare, are campionatele europene. Pe lângă activitatea de la club, antrenorii secției de lupte de la CS Ceahlăul au o colaborare foarte bună și la Casa de Copii din Piatra Neamț, de unde în ultimii ani au apărut mai mulți sportivi de valoare. Noi colaborăm foarte bine și cu Casa de Copii, unde îi aducem noi de 3 ori pe săptămână la sală. O să găsim posibilitatea să mai mergem și noi antrenori acolo când ei sunt în ceva curățenie, reparații, modificări. Și după aia o să ne deplasăm și noi acolo. Tot s-a vrut și anul trecut, e vreun concurs național, mai sunt șanse să fie organizat la noi, domnule profesor? Competițiile internaționale sunt planificate cu un an înainte. Deci anul ăsta nu. Se vedem poate la anul viitor, dar depinde de cei din federație sau au apărut modificări la nivelul vârful federației și nu prea ne colaborăm ei cu noi, noi colaborăm cu ei.